Alegeți cu sufletul că sunteți din Iancă, dar cu mintea pentru viitorul, uitați, al copiilor care umblă pe aici prin sală. Trebuie să ne gândim ce le dăm lor. Care este moștenirea noastră pe care noi le lăsăm lor. Și atunci vă invit să judecați cu mintea și să alegeți cel mai bun om care să vă reprezinte și să aveți încrederea că va face ceva pentru Iancă, iar din perspectiva mea acela este Adin Boboc. Vă asigur că am viziunea și energia necesare pentru a transforma Iancă într-un oraș prosper, modern, european. E un proiect greu. Însă modelul altor orașe care au înțeles importanța banilor europeni, bani gratis, îmi dă speranță și invit pe toți cei care îndrăznesc să spere să mi se alăture.